săptămâna aceasta la Duminica Filmului Românesc, de la ora 14:10, La Capătul Liniei, un film în regia lui Dinu Tănase, cu Ioana Crăciunescu, Dan Condurache și Mircea Albulescu. De la ora 20:10, Cercul Magic, un film în regia lui David Relu, cu Octavian Cotescu, Ovidiu Iuliu Moldovan și Olga Delia Mateescu. Iar de la ora 22:10, Noiembrie, Ultimul Bal, un film în regia lui Dan Pița, cu Ștefan Iordache și Valentin Popescu. Duminica Filmului Românesc, doar la TVR2.